Bună dimineața, vă aștept la Waterfest, cel mai tare festival. Hai să ne dăm cu canocile pe mare, pe apă, pardon. Scuze, e prea de dimineață. Marea dintre munți. Așa, haideți să și luăm un curs de prim ajutor, să învățăm să salvăm o viață. Unde se întâmplă toate astea? La noi, la Ceahlău, la Waterfest. Așa că vino aici, vei avea parte și de motoare, vei avea parte de distracție și de un rock de calitate. Ciao! Da, el este Alex și este medic, voluntar, cu roaba. Uite că se poate, domnule. Uite că se poate. Bună dimineața, bună dimineața. Suntem în drum spre Waterfest. Festivalul Waterfest. Da. Pentru ce pagină facem materialul ăsta? Cum se cheamă? Cum se cheamă podcastul lui tata? Escu Show. Toată lumea, cum se cheamă podcastul? Escu Show. Bun venit pe pagina, pe canalul Escu Show. Haideți să vedem despre ce este vorba la Waterfest. Waterfest! Așa este. Așa este. Suntem pe podiș la Bistricioara, ne îndreptăm spre locația unde anul ăsta are loc festivalul Waterfest. Din cât înțeleg, alături de bucata aia de teren unde se face festivalul Waterfest, foarte de curând, vorbim de, eu știu, maxim o săptămână, cineva a descoperit un sit arheologic, iar acum se lucrează și vreau să vă arăt și vouă. Dacă vreți să ajungeți la Waterfest, trebuie să intrați pe drumul spre Durău, din DN15. Și în momentul în care ajungeți la strada Podiș, faceți stânga sau dreapta dacă veniți de la Durău. Și cam aici este locația. It's a nice! Când eram eu tânăr, când eram fecior la mama, și ce ploaie și ce vânt, veneam aici, găseam niște cartofi la cineva în grădină aici. Bine, ne găseau cartofii pe noi și niște porumb. Da. Drumul este foarte bun până aproape de locație. Mergem să salutăm lumea acolo la Waterfest, dacă este cineva. Dacă nu, doar vă arăt. Ia să vedem ce se întâmplă la Waterfest. Ne-am dat jos din mașină. Asta este priveliștea pe care o aveți din zonă. Un peisaj foarte, foarte frumos. Waterfest, Romania. Se fac pregătiri intense aici, după cum vedeți. Oamenii lucrează. S-au făcut ceva probe de sunet, din câte am înțeles, aseară. Totul este pus la punct, avem toalete ecologice, avem locuri de campare, avem un bar, bineînțeles, multă bere acolo de desubt, deci treaba este în regulă. Avem un mixer Akai APC40 și asta este scena. Vreau să mă duc să-l salut un pic și pe George Sărluceanu din trupa Green Ties și cred că este președintele asociației Green Ties, adică Green Ties, și organizatorul Waterfest. Bună dimineața! Salutare! Eu deja filmez, e ok? Ciprian Ionescu, îmi pare bine. George Sărluceanu. Salut, Ionuț. Domnul George, a câta ediții Waterfest? A patra ediție. A patra ediție. Cum a fost? Greu, de fiecare dată. Când greu, este dar, ușor? Greu, dar frumos. Când este ușor? Ușor nu e niciodată. Dacă ar fi ușor, înseamnă că toată lumea ar face. Asta e. Când se dă drumul la muzică?
Începem la ora 8 seara. Așa. Începem cu Emery Kimbre și după aceea cu Night Losers. Cu Night Losers. Iar după concert facem și noi petrecerea aia de bun venit pentru toată lumea, ca să fie... Cât ține toată petrecerea asta? Păi nu știu, până la ultima picătură, ca să zic așa. Oficial începem seara asta. Oficial începem seara asta și se termină duminică pe 14. Duminică pe 14 august, ok. Ce oferiți aici, în afară de muzică? Am văzut locuri de campare, bineînțeles aici avem barul, cu băieții pregătiți, totul este la rece. Absolut. Altceva? Păi le oferim posibilitatea să curețe locul ăsta și să-l facem curat. Dar de ce nevoie de atâta curățenie? Hai să... Le oferim posibilitatea să învețe să iubească apa, îi scoatem în canot, că îi punem să vâslească, așa. Le dăm echipament nautic de la baza nautică Grintaiskaya, Ceploci, SAP, Borci de pescuit. Unde găsim baza nautică? Baza nautică o găsiți aici, în spatele meu, chiar pe malul apei. Acolo va fi și competiția România, competiția de vâslit. Ca în fiecare an. Ca în fiecare an. Na, o să încercăm să-i bucurăm, ca să zic așa, și cu lucruri care trebuie făcute. Adică, până la urmă, a curățat un loc foarte mare, așa cum e ăsta, și a lăsat curat, este și asta o bucurie. Waterfest, omul sfințește locul, nu? Categoric. Cam asta e. Mulțumesc frumos! Cu mare drag! Vă așteptăm la festival! Evenimente de acest gen nu fac altceva decât să promovezi zona, să promovezi ecologizarea, să îi anunți și pe ceilalți că aici se întâmplă ceva. Ceva frumos. Eu le doresc tot binele și la cât mai multe evenimente de acest gen, pentru că ar fi păcat să nu se întâmple. Na. O să mergem puțin și la situl arheologic să vedem dacă putem să stăm de vorbă cu cineva. Ia uitați cum arată zona asta. Cine are impresia că nu este nevoie de ecologizare, să vină până aici să vadă cu ochii lui. Mai avem încă multe de învățat, dar sper ca ușor, ușor să ne îndreptăm în direcția corectă. Bună dimineața! Am voie să mă apropii? Ok, cu cine stau de vorbă? Cu dumneavoastră sau cu dumneavoastră? Cu cine stau de vorbă în primul rând? Cristina Cordoș, de la Institutul de Arheologie din Iași. Ok, ce se întâmplă aici? O săpătură arheologică a unui sit paleolitic. Mă rog, e o colaborare între mai multe instituții, colega mea e de la Universitatea din Valahia, din Târgoviște. De fapt, eu am demarat cercetarea. Avem un coleg de la Institutul de Arheologie din București. Așa. Și studenții sunt de la Universitatea din Viena. A, studenții sunt austrieci. Da. De ce este locul ăsta de interes? Este un sit paleolitic, mai precis vechi, din epoca pietrei, dacă știți mai bine. Așa. Așa. Are undeva la 20.000 de ani. Așa. Ce ați descoperit? Vechime, unelte litice, oase de ren. Oase de ren. Vetre amenajate. Așa. Dacă vă apropiați puțin. Așa. Observați acolo pe profil jos o urmă de cărbune. Acolo a fost vatra. Așa. Unul de niveluri. Avem mai multe niveluri succesive. Și acum suntem pe cale să săpăm nivelul penultim din sit. Sub vatra aceea mai există încă una, nu se vede acum. Cam asta e. Ce să mai zic despre... Sunt vânător de ren, în principal. Am făcut aici campamente sezoniere. Așa. Nu locuiau aici pe poziție, aici veneau doar la vânătoare. Stăteau câteva zile, procesau vânatul și plecau mai departe. Erau nomazi, nu aveau locuințe permanente.
Am înțeles, am înțeles. Inițial auzisem că erau localnici, dar de fapt nu erau localnici. Nu se poate spune că sunt localnici pentru că umblau foarte mult. Am înțeles. Care este mesajul care ni-l transmite sau ce anume ne spune site-ul ăsta? Vechimea locuirii umane pe Valea Bistriței. Avem, acesta nu este un sit izolat. Pe toată Valea Bistriței până în Aval există situri în diverse perioade, pentru că era foarte circulată zona, atât ierbivoarele cât și oamenii veneau după ele. Deci a fost o zonă de tranzit pentru vânători? Da. Cel puțin fauna pentru... și oamenii întotdeauna sunt... Da, da, strâns legate. Cam cât credeți că a fost distrus de activitatea localnicilor? Puțin, așa am de fapt. Partea aici, partea asta, de jos, da. A fost lutărie. Da, a fost lutărie. Vă spun că este pământul bunicilor mei. Așa, au scos luci și în felul ăsta noi am putut găsi pe peretele pe care l-au creat urmele de cărbune. Așa ne-am dat seama că situl este bogat. Știți că aici este zonă strămutată. Oamenii care au locuit în partea de jos și-au construit case și marea majoritatea caselor sunt construite cu cărămidă făcută din lutul de aici. Da, da, păi ne spuneau cei din sat că se tăiau în uneltele de piatră pe care le găseau. Procesau lutul, da. Cum ați aflat de site-ul ăsta? Așa, exact așa. Am venit, noi eram în, un pic mai sus, la grădina... Da, aproape de șosea, bănuiesc. Aproape de șosea, da. Acolo era un sit șoseaua de legătură cu Durăul. Da, pe care îl descoperisem încă de anii 50 când au făcut barajul. Și noi acolo lucram. Apoi am venit la mal, aici. Copiii din sat strânseseră niște unelte de în piatră. De pe malul lacului și acolo avem un sit, dacă ați văzut că sunt colegii noștri să au sondaj. Bun. Și ne-am apropiat de lutărie și am văzut în perete urmele de cărbune și liticele, unele din piatră. Bun. Săpătura noastră a început în 2008 aici și era cam pe acolo, unde vedeți martorul, de acolo încolo ne-am adâncit pe pădure. Ce sperăm să mai găsim aici, în afară de oase? Suficiente, mulțumim frumos, sunt suficiente. Avem destule. Știți că sunt o grămadă de legende, de comori ascunse, de haiduci. Peste tot le găsiți legendele, da. Tunele. Nu, 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 eu nu mă refeream la tunelele dacilor. Nu, dar în fiecare localitate în care mergem, aproape fiecare își aduce aminte, când era el mic, un unchi a spus că e un tunel care merge de la biserică până nu știu unde. Aproape în fiecare sat sunt legende din mai ales când exploatează lutul și găsesc lucruri pe care nu se așteptau să le găsească, cum ar fi Par ciudat. Da. Bănuiesc că și imaginația s-a prinde grozav în momentul în care s-a găsit ceva de aici încolo, gata, urmează Sfântul Graal. Cât credeți că o să dureze săpăturile aici? Până și noi la pensie. Situ e foarte bogat. Da. Acum câțiva ani am făcut un fel de evaluarea dimensiunii situlului și cu carote. Aha. Am încercat în diverse puncte, am dat niște practic niște găuri așa foarte adânci și situl are cel puțin 200 de metri pătrați, da. Adică nu putem, se întinde destul de mult, dar trebuie să protejăm pădurea, una la mână și doi la mână, ne ia foarte mult timp să pădurea în sine pentru că înregistrăm tot ce găsim cu stația totală și fiecare campanie anuală avansează cam, cum vedeți aici, asta a fost campania de anul trecut și apoi ne ducem cât putem de atent mai departe. Nu ne grăbim, nu folosim unelte mecanizate. Am înțeles, totul la mână. Da, la mână, pentru că trebuie să fim foarte atenți, că sunt unele foarte mici. Deci ne așteptăm ca pentru următorii, eu știu, câțiva zeci de ani să fie. Ei cred că vor avea de lucru aici, uite, dacă Iris, interesează. Vezi? Asta este arheologia, tata. Uite, Indiana Jones, practic, chestii de astea ar fi trebuit să facă, nu să dea cu biciu. În misiune. Da, în misiune. Da, stai puțin, de ce ești sceptică? Că site-ul ăsta ar avea 20.000 de ani? V-a luat ca fiind... aparținând ultimii perioade a ultimei glaciațiuni. Și ultima perioadă a ultimii glaciațiuni a fost acum vreo 15.000 de ani maxim. Deci 15.000, nu 20.000. Da. Dar ei știu să evaluez mai bine ceea ce au găsit. Păi urmează să
să evaluezi folosind niște aparate, da, niște, folosească niște măsurători, adică noi... Sperie că pădurea este tânără, e... Apă, ce loc! Ok. Poate mai avem niște apă? Mai avem apă. Dar legătura ta personală cu terenul ăsta care este? Păi, înainte de construirea barajului, localnicii aveau pământ aici. Uh-huh. Apoi au fost expropriați, au primit teren în altă parte și aici e o suprafață care a aparținut familiei tatălui meu dinspre bunicul Admitroai. Ei au primit în altă parte, dar de aici s-a făcut exploatare de lut pentru cărămidă, pentru casele oamenilor. Uh-huh. Și știu că la un moment dat s-a împotrivit tata exploatării pentru că se năruia versantul. Uh-huh. Ok. Bun. Mulțumesc. Wow! O poveste extrem de interesantă, două chestii care se îmbină acolo, se împletesc. Avem pe de o parte situl arheologic și Garden Guard, ce să mai, festivalul Waterfest. Sper să ținem la curent cu George Sărluceanu și cu unii dintre cei care se ocupă de situl arheologic să ne mai spună ce se mai întâmplă așa pe parcurs. Oricum, din câte am înțeles eu, vor avea treaba acolo mult și bine. Am fost Escu, sper că v-a plăcut materialul, iar dacă este cazul, vă rog să dați un like, să lăsați un comentariu pentru algoritm și să mai distribuiți chestia asta. V-am pupat, sănătate și spor e nevoie. Pa, pa!